dimineața, dragilor! Azi vă iau din nou cu mine la plimbare. Doar ce am ieșit din serviciu. Și facem o plimbare ușoară de relaxare până la aproape de Făgăraș. Acolo la Mândra există niște lacuri pe care o să vreau să fac un pescuit. Azi sunt la drum cu un cursierist, cu basistul meu din trupa rock pe care avem împreună. Și se preconizează a fi o zi super, super mișto. Cerul este senin, limpede ca lacrima. Abia aștept să înceapă cursa. La 10 am întâlnirea cu el. Mai am până atunci, e 8:40. Mai mâncăm un McDonald's. Și abia apoi o să o întindem către Făgăraș. Cred că nu-i rău să mă opresc pe o bancă la soare și să-mi servesc micul dejun. McDonald's-ul meu s-a transformat într-un chiurtoș cald și, cum ziceam, am de gând să savurez la soare. Aici se lucrează cu drag și scor pentru al nostru scump popor. O dimineață superbă! Și cu o mică emoție, că am avut impresia că am fană la un moment dat. Dar era ratat pe spate de suflată. Am închis iar la drum. De data asta cu Dan, cu basistul meu. Un băiat care mi-a deschis așa ochii către bicicletă, pentru că am învățat destul de multe de la el despre bicicletă. El este un ciclist cu ștate mai vechi de plată. Eu sunt mai așa, mai electric, nu pot să spun că eu nu mă consider ciclist. Da, domnul, zice! Băi, mă omor cu pozitivismul ăsta. Tu dracu să cazi, mă, ce ai? Da, dar nu înțeleg, de ce să cazi? Ne cățărăm pe munte ca să cazi, ce ai? Problema e că e șoseaua cam al dracu de aglomerate, da? Suportăm, mergem mai departe. La recepție, dragă?
e fixioara aia, bă. Foc pe aici. Dracu, vrei să te mai simți în România după aia? Cum să nu vezi tu o pungă, o, acolo ceva aruncat pe dreapta? Că vine camionul. Da, o vale superbă. Un timp la fel de superb. Bănuiesc că, virgulă, ca după orice vale, urmează o urcare de rahat, dar vom vedea. Oh, cât de frumos! Cât de bine! It's so good to be me, right now!
Șmeicea lovi norocul! O bandă doar pentru mine! Goodness! Dacă țineți așa permanent, e perfect!
Încă vreo 4-5 de kilometri și ajungem înapoi la Brașov. Da. Deci oprim și noi pe aici pe undeva, că n-am înțeles nimic din aia. Să oprim și noi pe undeva. Domnul, e greu? Mai puteați? Te hărțuiesc, da? Și m-am apropiat de intrarea în Brașov. Problema e că aveam o întâlnire la ora 18 și eu am crezut că e 19 și am luat-o acum contra cronometru. Am cam dat-o pe alergat. Mi-am pus GPS-ul ca să văd kilometrii care mai am până acasă și să pot să compar în permanență cu range-ul din baterie. Nu că n-aș ști cum să ajung acasă, dar dacă am rămas fără baterie la biclă, am cam încurcat-o. Mă duc foarte greu și mai ales după 100 și câți kilometri am făcut azi. 126 de kilometri, 130 de kilometri. După 130 de kilometri nu prea cred că pot să mai duc. Așa, dar dragilor, sper că v-a plăcut plimbarea cu mine. Și enjoy the movie. Când o ieși. Pa, pa!